Salut, sunt Marian Olteanu și joc în nou serial Rux, pe care vă invit să-l urmăriți pe HBO Max. Dragoș din script mi-a plăcut că el aduce o altă latură a poveștii, o altă dinamică a întregului serial. Cu tot ce înseamnă viața lui, toate alegerile pe care le-a făcut și să zicem toate obiceiurile lui nesănătoase. Păi, stai că am și eu niște treabă aici. La prima mână pare că este un impertinent, pentru că simte din partea lui Mosc un soi de autoritate. Păi asta este o cerere, nu o propunere. E o cerere, e o propunere, adică e o propunere de investiție. E interesant cum Denisa alege să aibă un iubit ca Dragoș. Poate pe alocuri și Dragoș cu Moscu undeva au ceva în comun. Vrei să te iubească Tactu? Tactu nu te iubește, mai pe mine. Ghinion. Dragoș is a guy from the wrong side of the tracks. So he is as beautiful as Denisa. They look perfect together. She is very privileged and he is not at all. And he has a little bit of a chip on his shoulder. He can't quite believe how lucky he is to be with Denisa. So he's really a vulnerable guy. I'm not defending his behavior by any means, but he's very, very scared of losing her. Do you miss me? Și mi-e frică să nu găsești ceva mai interesant și mai mișto fără mine și să uiți de mine.